Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat în ședința de joi o hotărâre privind modificarea condițiilor de organizare a activității în unitățile de învățământ, în contextul pandemiei de COVID-19. În noul cadru, va fi permisă desfășurarea cursurilor cu prezență fizică în funcție de rata de ocupare la nivel județean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților COVID. Sub un grad de ocupare de 75%, cursurile se desfășoară cu prezență fizică. Peste un grad de ocupare de 75% cursurile se desfășoară online în tot județul. Totuși, cursurile se reiau cu prezență fizică doar după ce proporția de ocupare a paturilor de spital alocate pentru COVID-19 scade de la peste 75% la sub 70%. Direcțiile de sănătate publică au obligația să publice pe site-ul propriu rata de ocupare a paturilor în fiecare săptămână, având ca zi de referință ziua de joi, pe baza datelor existente în platforma Alerte MS. Conform Direcției de Sănătate Publică Suceava, se are în vedere numărul total de paturi COVID și nu cel alocat sectorului pediatric. În total, județul poate aloca un număr maxim de 888 de paturi pentru patologia COVID-19. Conform situației de vineri, județul s-ar afla deja la 65% din paturile alocate COVID ocupate, în condițiile în care 252 dintre cele 385 de paturi alocate sunt ocupate. Până la raportarea de de joi, însă, în urma căreia se decide dacă se trece sau nu la sistemul online de predare, spitalele ar mai putea solicita alocarea unor noi paturi pentru patologia COVID. În plus, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis și suspendarea cursurilor cu prezență fizică pentru o perioadă de 10 zile la nivelul unităților de învățământ la apariția a trei cazuri confirmate de împolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ antepreșcolar, școlar sau clasă de învățământ primar, gimnazial, liceal, profesional și post-liceal.